Iacov. Era o dată ca niciodată o fetiță cu 5 ani și un băiețel cu 7 ani. De 5 ani. De 5 ani. O fetiță de 5 ani și un băiețel de 7 ani, care au primit un câine de la tatăl lor. Care avea un câine. Care avea un câine. Și s-au jucat, dar tatăl a ieșit țeaz. Ce meserie avea tatăl lor? Tatasnic. Așa. Și a spus la mamă să nu lase copiii să meargă afară. De ce? Că a spus că noaptea vine un lup spre casa noastră. Și spre casa lor, adică. Așa. Și o leacă, dar nu totul. Nu au ascultat. Și i-a zis băiețelul la fetiță: vrei să ieși în pădure că am văzut un marcot? Un marcot cu mere coapte? Și au mers împreună în pădure. Fetița a răspuns da și a mers cu fratele lui. Și a venit și câinele după ei. Și când tatăl lor a venit, unde? La casa lui și a zis: unde sunt copiii? Și s-a supărat. Dar unde erau copiii? Ce a zis soția la paznic? Că nu știe unde sunt și s-a supărat și a mers după copii. S-a dus să-i caute, da? Da. Și niciun și începe. A văzut lupul și a luat repede. Dar ce făcea lupul în pădure? Vroia să muște copiii. Nu. Mușca câinele. Se lupta cu câinele, da? Da. Iar tatăl lor a luat repede toporul și a omorât lupul. Dar câinele era lovit. Și ce a făcut atunci tatăl după ce o... L-a lăsat să intre în casă. Nu, deci omoră lupul tata, da? Și ce a făcut? Unde erau copiii? În pădure. Erau ascunși, da? Da, și au după luat copiii. Da, și au luat copiii și câini. Au luat copiii și câinele. Au luat copiii și au plecat acasă, au fugit acasă. Și cu câinele. Nu, câinele au rămas acolo, nu? Da. Și a lăsat câinele să intre în casă. Deci, copiii plângeau după un tufiș, da? Da. Câinele era rănit, da? Da. Și când a ajuns acasă paznicul cu copiii, a intrat în casă, da? Și s-a pus la masă. Și ce au auzit la ușă? Un stelălăit, da? Stelălăit. Era? Câinele lor. Și l-au lăsat să intre. Dar nu vrea apă sau pâine. S-a întins pe o parte și credeau că a dormit, dar de fapt a murit. Da, dar ce învățăm din povestioara asta? Să ai grijă de animalele tale. Și câinele s-au luptat să salveze cei doi stăpâni, nu? Da. Până la urmă copiii aveau grijă de cățel, nu? Da. S-au luptat ca să-i salveze. Da.